Iată că a organizat această expoziție. Această expoziție de icoane pictate și icoane sculptate, precum și mobilier bisericesc sculptat. Toate acestea fiind săvârșite, aceste lucrări, de către două persoane private de libertate din penitenciarul de maximă siguranță din Giurgiu. Unul, o persoană este de cetățenie chineză, iar altul este român, giurgiudean de-al nostru. Vedem prin aceasta talentul pe care aceste persoane îl au și nu întâmplător se numește această expoziție Lumina din sufletul nostru. Vedem cu adevărat că ceea ce este bun trebuie scos la suprafață și lucrul acesta se vede prin talentul pe care aceste persoane, cu adevărat, îl au. Vedem icoane ce reprezintă pe Mântuitorul, pe Maica Domnului. De asemenea, vedem aceste...